Și chiar observam niște critici extrem de severe. Băsescu s-a purtat tot ca înainte de a fi președinte. Așa mă voi purta tot mandatul. Pentru că eu nu sunt dispus să intru în canoanele instituției prezidențiale așa cum le-a construit Ion Iliescu. Eu vreau un alt fel de instituție prezidențială și am spus-o din campanie. Vreau o instituție implicată, o instituție care observă problemele din societate și le ridică cu voce tare. O instituție care se implică în rezolvarea problemelor societății. Bătălia împotriva corupției trebuie dată de justiție care trebuie imediat depolitizată. Bucureștiul, vă pot spune, lupta împotriva corupției va acoperi și o altă zonă, nu numai justiție, parchet și anularea posibilităților de clientelism din legi, poliția. Reformarea poliției este fundamentală. O poliție care trebuie depolitizată, înalții funcționari din poliție trebuie să făcuți civili. Demilitarizarea poliției este un element fundamental pentru că în momentul de față, de fapt, poliția care stă la baza începerii cercetărilor este nu numai coruptă, este și profund politizată. Pe harta NATO nu vom reuși să ne atingem obiectivele de integrare la 1 ianuarie 2007 dacă nu vom începe imediat un proces de explicare a ceea ce avem de făcut către națiunea română. Lucru esențial în reușita acestui proces este ca națiunea română să fie solidară cu costurile de integrare. Să le înțeleagă, să îi se explice, să le înțeleagă, să le accepte și mai mult decât atât să fie de acord că este un cost care trebuie plătit.